Dunărea nu a întâmpinat mari dificultăți în partida cu Compe Cireșu. Gălățenii s-au impus prin prisma valorii superioare a componenților lotului. Costel Enache a început meciul cu următorul 11, Miron, Radu Panait și Omodean Sorin Cucu, Menghia, Sanache, Stelian Cucu, Gohoreanu, Neagu și Matei. Au mai jucat Costea Strijan, Manea, Ghiocel, Moroșanu, Valentin Ion, Comșa, Cenk Firat, Bâtfoi și Sorin Dragan. Echipa de la Dunăre va susține două partide de verificare în această săptămână. Formația gălățeană va întâlni miercuri Dunărea Călăraș, după care sâmbătă va înfrunta Oțelul 2. Ambele partide vor fi găzduite de stadionul Dunărea 2.